se intonează imnul național al României. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă mulțumim că sunteți alături de noi la această ceremonie dedicată pompierilor români, eroi care în fiecare misiune își riscă propria siguranță și chiar propria viață pentru a proteja și salva alte vieți. Având în vedere că astăzi sărbătorim și înălțarea Sfintei Cruci, vom începe ceremonia cu o slujbă religioasă. Domnule ministru, doamnelor și domnilor, înainte de a face rugăciunea pentru minunații noștri camarazi din arma pompierilor români, îngăduiți-mi să ne aducem aminte astăzi când popasul acesta de suflet este marcat și de marea sărbătoare înălțării Sfintei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos, ea fiind una dintre cele mai veche sărbători, fiindcă, după cum bine știți, la podul Milvius, împăratul Constantin cel Mare, văzând ziua în amiază mare ca acum semnul Sfintei Cruci pe cer și deasupra scris in hoc signo vinces, în acest semn vei birui, a doua zi a pus pe toate steagurile de luptă și pe scuturile ostașilor săi semnul Sfintei Cruci și chiar dacă în inferioritate numerică față de adversarii săi, în urma unei bătălii crâncene, el a fost învingător și apoi, prin edictul de la Mediolanum, de la Milano, a dat libertate deplină creștinismului, acordând înclădirile împărătești, bazilicele, acordându-le creștinilor, mai târziu acestea devenind bisericile creștine. Visul cel mare al împărătesei Elena, care era de neam trac de pe pământurile strămoșilor noștri, a fost să găsească Sfânta Cruce. Și astfel, în anul 326, chiar dacă era în vârstă, a săpat pe dealul Golgota, unde a descoperit Sfânta Cruce și în ziua de 13 septembrie, ziua pompierilor noștri, a avut loc sfințirea Bisericii Sfântului Mormânt, ctitoria împăratului Constantin și a mamei sale Elena, iar pe 14 împărăteasa Elena, împreună cu episcopul Macari al Ierusalimului, au înălțat Sfânta Cruce în biserică, aceasta rămânând sărbătoarea cea mai veche a creștinilor pe care o marcăm în fiecare an în data de 14 septembrie. La fel, lemnul acesta a fost furat de către perși, de către Costroe, regele persan, și a fost recuperat în 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Acesta, tot într-o zi de 14 septembrie, l-a ridicat din nou în Biserica Sfântului Mormânt. Această sărbătoare rămâne o sărbătoare de post și rugăciune,
o sărbătoare sub a cărei ocrotire ne așezăm și noi ca neam și trupele noastre române care, îmi amintesc aminte, făcând seminarul la Caransebeș, în satele pe sate, cum zic bănățenii, și în zona Crișanei, în loc de polieleu și mărimuri, sunt niște cântări bisericești de sute de ani interpretate în bisericile noastre, cântăreții și preoții din acele zone au pus niște cântări speciale și am descoperit un polieleu românesc care spune așa: lăudat să fie Dumnezeu ce a păzit cu mână tare pe români poporul său, aliluia. Când veneau gloate barbare peste noi, Dumnezeul nostru ne da față de eroi, aliluia. El ne-a scris pe Sfânta Cruce biruiți și oriunde vă veți duce, laudă să agonisiți. Cu acest îndemn, comemorăm pe toți eroii veniți din rândurile acestei minunate arme, salvatori ai noștri, purtători de grijă și osteneli, care ne ridică și din apă și din foc și din toate vitregiile și urgiile naturii și ale vremii și ne dăruiește întregi familiilor noastre, ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i pomenească pe toți eroii acestei minunate arme, despre care Cogălnicianu spunea, după bătălia din dealul Spirii, din 13 septembrie 1848, condusă de Pavel Zăgănescu, a scris Mihail Cogălnicianu: o oră de glorie a pompierilor români a făcut mai mult decât toate plângerile și scrierile noastre la împărații și mai mari vremi. Voi ați acordat o oră de glorie, o oră astrală acestui neam și vă suntem profund îndatorați, atât vouă celor care sunteți și ne purtați de grijă, cât și celor care au plecat la Domnul și, cum spunea Cicero, mormântul eroilor este întreg cerul. Iată că cerul astăzi se luminează într-o pomenire a lor. Dumnezeu să-i odihnească în pace, iar pe voi să vă păzească de toată reaua întâmplare. Să rostim rugăciunea. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiești! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi pompieri căzuți la datorie, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit dânși în lumea aceasta, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un bun și de oameni iubitor, Dumnezeule, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi pompieri căzuți la datorie, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Da. Domnule ministru, să aprindem o lumânare, deja le-am aprins, și să punem în pomenirea lor, într-o pomenirea lor, o floare.
Vă mulțumim. Domnule ministru, vă rog să-mi permiteți să dau citire unor ordine de acordare a unor distincții cu prilejul Zilei Pompierilor din România. Ordin al Ministrului Afacerilor Interne Ion Marcel Vela. Cu ocazia Zilei Pompierilor, în semn de înaltă apreciere a eforturilor depuse în slujba patriei, se conferă emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne astfel. Domnului plutonier major George Marius Troilescu, de la detașamentul de pompieri Sinaia, declarat pompierul de onoare al anului 2020. În luna martie, colegul nostru a salvat un bărbat de 79 de ani, surprins de un incendiu într-o casă din Bușteni. Plutonier ajutant șef Constantin Cristian Bârsanu, de la detașamentul de pompieri Fălticeni, declarat salvatorul de onoare al anului 2020. Aflat în timpul liber, colegul nostru nu a ezitat și a intrat într-o fântână adâncă de 31 de metri pentru salvarea unei tinere. Se conferă placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne, în semn de înaltă apreciere a sprijinului necondiționat acordat permanent MEAI în îndeplinirea misiunilor în slujba cetățeanului, astfel. Asociației Salvatorilor Voluntari, Rescue 4x4, reprezentată de domnul Paul Dorneanu, pentru sprijinul acordat în situații limită sau misiuni de salvare, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor echipamente specifice. Clubul Câinilor Utilitari, reprezentat de domnul Vlad Popescu, pentru sprijinul acordat pompierilor români în misiunile de căutare-salvare, inclusiv în misiuni internaționale, precum cea din Albania, după cutremurul devastator de anul trecut. Societatea Română a Radioamatorilor, reprezentată de domnul Adrian Gheorghe, pentru sprijinul acordat în ducerea la bun sfârșit, atât a unor exerciții de salvare, cât și a misiunilor reale. Asociația Națională a Salvatorilor Mantan din România, reprezentată de domnul Cornoiu Sabin, pentru contribuția la crearea unei baze informaționale și materiale necesară pentru desfășurarea în siguranță a activității de intervenție cu câini de avalanșă. Asociația Câini Sargu Gulania, reprezentată de domnul Cristian Brecica, pentru participarea la exerciții și antrenamente, precum și la misiuni de salvare alături de structurile IGSU. Câinii Sargu Gulania reprezintă singura unitate canină de căutare-salvare de la nivelul județului Caraș-Severin. Domnule ministru, vă invit acum să oferiți emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, General de Brigadă Dan Paul Iamandi, în semn de înaltă apreciere a eforturilor depuse în slujba patriei. Cu ocazia Zilei Pompierilor Români, pentru fapte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor, care au contribuit la ridicarea prestigiului instituției, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, conferă emblema de onoare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență următorilor. Plutonier Major Teacă Florin, de la ISU București, Ilfov.
Plutonier major Daisa Alexandru, de la ISU Alba. Plutonier ajutant Căplănuș Nicolae, de la ISU Argeș. Plutonier major Malița Ioan, de la ISU Arad. Plutonier major Manole Ionuț, de la ISU Bacău. Plutonier ajutant Irimie Florin Ovidiu, de la ISU Bihor. Plutonier ajutant Moldovan Ionuț, de la ISU Bistrița Năsăud. Plutonier ajutant șef Bălan Marius, de la ISU Brăila. Plutonier major Savin Daniel Bogdan, de la ISU Botoșani. Plutonier major Iorgescu Sorin, de la ISU Brașov. Plutonier major Baciu Lucian, de la ISU Buzău. Plutonier ajutant șef Țărmure Dumitru, de la ISU Cluj. Plutonier ajutant șef Brătianu Eugen, de la ISU Călăraș. Plutonier ajutant Cuculescu George, de la ISU Constanța. Plutonier major Neagoe Vasile Marius, de la ISU Covasnă. Plutonier ajutant Cărpenaru Ionuț, de la ISU Dâmbovița. Plutonier ajutant șef Diaconu Florin, de la ISU Dolj. Plutonier major Negra Silviu, de la ISU Gorj. Sergent major Hâncu George, de la ISU Galați.
Plutonier ajutant, olăierul George de la Isu Giurgiu. Plutonier ajutant, sălcuceanu Florin de la Isu Hunedoara. Plutonier ajutant, Mariciuc Romeo de la Isu Harghita. Plutonieta ajutant șef, Gavrilă George, de la Isu Ialomița. Plutonier ajutant, Beșleagă Corneliu, de la Isu Iași. Plutonier ajutant, Octavian Tudosie, de la Isu Mehedinți. Plutonier major, Nan Victor, de la Isu Maramureș. Plutonier ajutant șef, Albu Nicolae, de la Isu Mureș. Plutonier ajutant, Mihăiliu Constantin, de la Isu Neamț. Plutonier ajutant șef, Barcan Viorel Sandu, de la Isu Olt. Plutonient ajutant Moga Roman, de la Isu Sibiu. Plutonier ajutant Iosif Dacian de la Isu Sălaj. Sergent major Simon Ovidiu. De la Isu Satu Mare. Sergent major Tornea Marius Cătălin de la Isu Tulcea. Plutonier ajutant Cosor Daniel de la Isu Caraș Severin. Locotenent Mureșanu Constantin de la Isu Timiș. Plutonier Nedelea Ioniț Florinel de la Isu Telorman.
Plutonier major Paraschiva Aurelian Vasile de la ISU Vâlcea. Plutonier ajutant Busuioc Sorin Irinel de la ISU Vrancea. Plutonier major Dumitrescu Nicolae de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență. Domnule ministru, cu permisiunea dumneavoastră, mai avem două momente speciale. Inspectorul general al IGSU, generalul de brigadă, Dan Paul Iamandi, conferă placheta IGSU domnul Ion Marcel Vela, ministrul afacerilor interne. Și domnule ministru, un cadou de suflet acum din partea pompierilor din România, pe care vă rugăm să-l păstrați în biroul dumneavoastră și ori de câte ori intrați să vă gândiți la noi. Tabloul se numește La înălțime și promitem că vom fi întotdeauna la înălțime. Este pictat de colegul nostru de la Timiș, domnul major Andrei Moga. Vi-l oferim cu drag. Domnul secretar de stat, Raed Arafat, oferă emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență domnului ministru Ion Marcel Vela. Doamnelor și domnilor, am deosebită onoare de a-l invita să ne adreseze câteva cuvinte pe ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel Vela. Domnilor miniștri, secretari de stat, domnule inspector general, dragi camarazi din Departamentul pentru Situații de Urgență, stimați invitați, dragi reprezentanți ai presei, doamnelor și domnilor, astăzi, aici, suntem împreună pentru a face două lucruri importante. Primul din ele este să ne gândim la cei care s-au jertfit de-a lungul anilor, care nu mai sunt printre noi, colegi, care poate nu cu multe luni în urmă erau printre noi pe acest platou. Ei sunt acum în cer. S-au jertfit pentru România, pentru semeni, îndeplinindu-și misiunile, fiind acolo unde a fost nevoie de ei de fiecare dată. Din acest motiv și din multe alte motive pe care le-am evocat și la Poliția de Frontieră, și la Poliția Națională, și la Jandarmerie, acest minister, Ministerul Afacerilor Interne,
dincolo de a fi o instituție de elită a României, este un minister în care întâlnești eroi, oameni care, îmbrăcând uniforma națiunii, având în suflet și în inimă drapelul României, au pășit într-o meserie, într-o profesie, într-o pasiune, conștienți că poate undeva, cândva, își vor jertfi chiar viața. Pentru că Părintele Felix a evocat aici în fața voastră câteva citate superbe, vreau să vă spun că Nicolae Iorga zicea că eroismul este cu neputință să-l poruncești, cu atât mai mult să-l răsplătești. Ceea ce facem noi acum, oferind o medalie, o plachetă, este doar un simbol, doar un moment în care încercăm să vă mulțumim, să vă prezentăm în fața națiunii ca oameni anonimi în fiecare oraș sau județ în care trăiți, dar care în suflet și în ceea ce faceți sunteți eroi. Poate că trebuia să prezentăm la fiecare dintre voi laudatio și fiecare faptă care v-a scos în evidență, fiecare faptă în care ați uitat de familie, de greutăți, în timpul liber sau în concediu și ați acționat pentru a salva o viață. Atunci când salvezi o viață, ai salvat o lume întreagă. Îmi este foarte greu ca ministru al afacerilor interne să-mi găsesc cuvintele cele mai potrivite, să vin cu un discurs scris sau să vă exprim tot ceea ce ar trebui prin vocea mea să vă spună toți românii. Dragi eroi, pompieri, paramedici, truditori în a salva vieți, voluntari care ați fost în Albania, medici care ați fost în Italia, pasionați care, dincolo de o rigurozitate instituțională, de o subvenție normală, pe propria voastră cheltuială, creșteți, educați, instruiți câini care de multe ori au salvat oameni. Poate că cei doi câini care au participat la misiuni și au salvat oameni sunt și un simbol că și oamenii trebuie să salveze sufletele necuvântătoare. Poate că a venit momentul în care să ne privim pe noi înșine și să căutăm în societate, în viața de zi cu zi, în familie, în activitățile noastre, armonia, prietenia, pacea și bunăvoirea. Națiunea română are nevoie în aceste clipe grele de criză economică, de criză sanitară, de tot felul de probleme
ce țin de globalizare, de relocare, de interese geostrategice, mai mult ca niciodată, națiunea română are nevoie de armonie, de prietenie și de conștientizarea eforturilor pe care trebuie să le coaguleze într-o singură direcție. Pentru țară, pentru România și pentru viitorul ei. Am această onoare, acest privilegiu de a fi acum în fața voastră. Sunt un om normal, un om care întotdeauna a admirat pompierii, pe cei care se luptă cu flăcările. Un om care fie că a văzut salvamontiști, paramedici, tot ceea ce a ținut de o situație de urgență, un tânăr care poate nu s-a gândit că vreodată va fi în fața voastră ca ministru. Sunt aici pentru voi. Aveți la ministrul afacerilor interne o ușă deschisă oricând, în orice moment, pentru orice problemă. Vreau, împreună cu echipa Ministerului Afacerilor Interne, cu secretarii de stat, Despescu, Sorescu, Stroie și, evident, cu Raed Arafat, să facem în așa fel încât o reformă a ministerului, o îmbunătățire a condițiilor voastre de activitate, de recompensare, de dotare, să fie toate acestea la înălțimea jertfei voastre. Suntem o echipă acum în acest minister care își concentrează toate eforturile pentru ca acest minister să fie apreciat de români, să fie o instituție de elită și să arătăm compatrioților noștri că le apărăm viața, le apărăm bunurile, suntem alături de ei în cele mai grele clipe. Și vreau să vă mai evoc un episod în care am văzut camaraderia dintre voi și felul cum inspectorul general, cum șeful departamentului pentru situații de urgență fac împreună o echipă care duce la această armonizare, la această conlucrare. Acum câteva luni, fiind în Valea Jiului la inundații, am văzut acolo pompieri din Caraș-Severin, din Dolj, din Mehedinți, din Timiș, din Sibiu, care au venit să-și ajute camarazii din județul Hunedoara. Este o întâmplare poate banală, care poate fi pusă pe seama unui ordin rece, abstract, simplu. Dar nu. Am vorbit cu pompierii care își ajutau camarazii. Fiecare dintre ei n-au dorit să-și schimbe tura, au rămas acolo, lângă cetățenii din Valea Jiului și camarazii lor din Hunedoara, dincolo de programul care era comandat. Acel gest m-a impresionat.
au făcut-o din proprie inițiativă, din vocație, din dorință, din pasiune. Oameni care erau în noroi, poate nu mâncaseră de ore bune, care erau departe de familie, au știut un singur lucru, că au o misiune de a salva vieți. Această nobilă misiune pe care dumneavoastră o aveți în fiecare zi vă face niște eroi. Pentru că dumneavoastră sunteți eroii noștri. Fie că ați văzut un elicopter smurt care chiar în această clipă a salvat o viață, ați văzut pompieri care în timpul liber au sărit în valurile mării și au salvat un copil, au intrat într-o fântână, riscându-și propria viață, să salveze altă viață. Pentru toate acestea, mă închin în fața voastră. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez pe toți. Vă spun cu prietenie, la mulți ani binecuvântați. Și în același timp, nu vă ordon, vă rog să rămâneți sănătoși. România are nevoie de voi. Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule ministru. Doamnelor și domnilor, ceremonia noastră s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare. Oameni buni, a fost foarte bine, vă mulțumesc. Mulțumesc în special.